Bună dimineața, dar cum ați terminat să vă rogați și faci un stângaliu la poliția rutieră Brașov? Asigurarea autovehiculului și documentele, dacă aveți, pentru locul pe care ați parcat. Adică respectiv pentru persoane cu dizabilități. Aveți așa ceva? Astăzi, polițiștii din Brașov au făcut razi în mai multe parcări din centrele comerciale. Verificările au vizat atât combaterea comerțului ilegal, cât și sancționarea șoferilor care parchează mașinile pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități. Unii șoferi au fost deranjați de faptul că nu au putut parca unde doreau ei și au reacționat pe măsură. De ce ați parcat aici? Așa am vrut. Dar multe sunt și blocate aiurea de personalul din cintă. Dar vi s-a întâmplat de multe ori să veniți undeva și să nu aveți loc de parcare? Da. Nu se respectă legea, nu aici, în toată țara asta. Ce mesaj le transmiteți persoanelor care fac astfel de chestii? Să subțieze ăsta, talpa. Sunt mulți români care parchează pe locurile pentru... Sunt mulți sunt care parchează. Și că le atrageți atenția, cum reacționează? Atenția, de atunci, ce? Nici n-ai voie aici, că păi ce să facă scandal, să facă miștoauri. Au verificat 50 de persoane și 50 de autovehicule, au aplicat un număr de 47 procese verbale, dintre care 18 persoane au fost avertizate, restul de persoane au fost sancționate contravențional, valoarea amenzilor ridicându-se la suma de 8200 de lei. Acțiunile polițiștilor au fost, sunt și vor fi în continuare, așadar șoferii trebuie să respecte toate regulile.